S-a discutat în ultimele luni despre dorința administrației locale Boimărene ca pe raza orașului să fie și recipienți îngropați pentru colectarea deșeurilor menajere. Ei bine, directorul Drusal Baia Mare spune că vor fi și din acest tip pe lângă cei pentru colectarea selectivă și despre care Teleplus Maramureș v-a mai informat. Acele platforme subterane sunt comandate, au capacitate de producție, noi vom face montarea lor. Dotarea electrică și electronică o va face echipa tehnică a celui care de la care cumpărăm. Ei ne vor face și partea de garanție. Recipienții sunt unii de tip modern și sunt și alte orașe în țară care au așa ceva. Vor fi niște platforme subterane tip smart, vor avea o celulă fotovoltaică pentru curenți de joasă tensiune, care vor asigura alimentarea cu curent pentru partea de citirea cartelei, deci fiecare platformă subterană va vine cu 200 de cartele electronice care vor fi niște, ca niște cheițe la blocuri în care cel care sunt arondați acelei acelei platforme pot să vină și să depună. Rămâne ca aceștia să fie puși în funcțiune și mai ales ca băimărenii să învețe să îi utilizeze.